Oho. Ce faci, mă, criminalul? Hai că n-am chef de mișto. Nu, nu e niciun mișto. Auzi, îmi povestești și mie cum ai încercat să o omor pe sorme? Hm? Nici în glumă să nu mai spui asta. A, nu, chiar nu e o glumă. Vreau să știu de ce ai tăiat frânele de la mașină. Bă, uiți că în mașina era și Lia. Nu, chiar nu uit. Mi se pare amuzant. Știi, Dumnezeu nu doarme. Ai încercat să-i faci răul lui sormea, era să o pățească și Lia. Măi, nu mai am chef de să mă cert. Am obosit, efectiv. Și de câte ori să spun că nu vreau să-i fac răul lui Alice. Da? Și atunci ce faci tu cu Lia, pe la spatele lui sormea? Cum se numește? Mai încet, că se aude în toată casa. Da, mamă, cum zici tu? Bine, mai încet. Auzi, l-ai cunoscut pe omul ăsta, bărbatul care a încercat să o moare pe fita? Termina cu tâmpenile, cum poți să spui așa ceva? Nu Petru e de vină pentru asta. Pe bune, e apărarea, dar cine crezi că a tăiat frânele de la mașină? Ai, nu, zău. Și atunci de ce a trimis? Că el a trimis, astăzi a venit un mecanic care verifică toate mașinile în garaj. Dar credem că Roca a încercat să saboteze mașina. Iar Lia și Alice au fost victime colaterale. Da, mă, ok, m-ai impresionat, mi-ai dat o lacrimă. Pe bune, știi ce? Sunt invidios. Nu înțeleg cum reușești de fiecare dată să-i convingi pe toți că treaba stă cum zici tu. Andy, jur pe viața copilului meu că nu am nicio legătură cu accident. Unde ai fost, șeful? La Gianni, la Pârnai. Vrea să fac apel să iasă pentru bună purtare. Păi și se poate să... Încearcă. Vrea cu tot din adins. Și noi trebuie să ne grăbim. Cu ce? Cu pedepsirea lui Petru pentru tot ce i-a făcut. Sunt ani de când Gianni nu mai la asta visează. Cum să se răzbune. Buzda, noi nu trebuia să-l oprim pe Vornicu să nu câștige campionat? Băi, Rusule. Da. Tu gândești vreodată? De ce vrem noi să o scoatem din campionat? Nu ca să piardă sponsorii? Nu ca să fugă toți de el? Nu ca să falimenteze? Bos, e complicat așa. Nu mai bine pac-pac și gata. Nu! De ce? Nu cu Petru. Ar bate la ochi. Cu altcineva. Ei, șeful, toate ca toate, dar eu copii nu mai vreau să răpesc. Bus? Eu pe nevastă aia nu a lui Petru aș mai răpi o dată. Și asta și eu, șef. Chiar de dor. Scuze. Am și eu nevoie să mă spăl. Sigur, pe hol. Intru așa, mă descalz. Doar să ai grijă pe unde pui mâinile alea. Astea sunt mâini care muncesc. My lady. O să iau și eu detergent să mă degresez? Te rog. Mersi. Ascultă, tu ești mama ăluia de umblă după fiica mea? Eu sunt mama ăluia după care umblă fiica ta. Serios? Ia auzi. Și ce altceva mai știi de Emma? N-aș vrea să murdăresc. Auzi, vrei ceva? Începe să-mi placă de tine. Gândeam eu. Dai de băut, da? Nu-mi dai prosecco și fonseco și roz... Da? Dumne, aici e casă serioasă. Te rog, ia loc. Vin imediat. Domnule, așa mai merge, domnule.